gândirea pozitivă n-a apărut acum. Vezi, foarte mulți oameni vorbesc despre stima de sine, încrederea în sine. Să nu-și piardă copiii. Zice, nu-i spune la copii lucrul ăla, că își pierde stima de sine, încrederea în sine. Păi îmi doresc să-și piardă încrederea în sine. De asta nu se pocăiesc. Că au prea multă încredere în ei înșiși. Stima de sine. Chiar dacă zice, domnule, și dacă ai pierde tot pe pământ, un singur lucru să nu pierzi. Încrederea în tine însuți. Că o să te ridici din cenușă. Ce? Domnule, încrederea în tine însuți ca un Dumnezeu care te poate salva și te poate mântui și te poate scăpa de orice. Gândirea pozitivă în cazul lor nu funcționează la nimic. Tu poți crede, auziți, noi putem crede și voi puteți crede și eu pot să cred. Putem crede ce vrem noi despre noi înșine. Asumeam că lucrul ăla e adevărat. Putem să credem că suntem minunați, că suntem extraordinari, că suntem capabili de foarte multe lucruri. Păi, duceți-vă acasă în oglindă și spuneți, sunt cel mai bogat om din Zalău. Și pe aia pleacă din fața oglindii să vezi care e realitatea. Păi spui, ce mai grozav tată? Și pe aia trăiește o zi în familie și ai să vezi. Ce mai extraordinar soț? Nimeni n-ar încerca să spună asta, nu? E clar, nu. Gândirea pozitivă nu funcționează.